Știți care au fost primele cuvinte ale lui Petru când a ținut predica lui în fața lui Corneliu? Primele cuvinte au fost: Știți că eu n-ar fi trebuit să fiu aici cu această ocazie. Că... Da. Și totuși sunt pentru că am fost constrâns să fiu. Și vreau să mărturisesc că azi aveam, într-adevăr, semnat de conferință, mi-a trimis tu tam, s-au zis, ca să fiu prezent la întâlnirea pastorilor români. Dar, iubiții mei, sabatul trecut nu ne-am văzut decât pe internet. Am fost atent cu voi să văd cum ascultați. Sabatul acesta aș dori să ne vedem, pentru că sabatul viitor voi fi la conferința Georgia Cumberland, întâlnirea anuală cu pastorii. Așa că acolo nu numai că trebuie să fiu prezent, dar n-am voie să fiu absent. Mă voi reîntoarce la tabăra românească. Am venit azi noapte de acolo, la Lake June, Alaska. Mă voi întoarce la tabără imediat după ce termin. La ora 7 voi avea o prezentare în seara aceasta. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, îmi simt sufletul bogat și hrănit și fericit că pot să aduc înaintea familiei noastre iubite. Un cuvânt care m-a mișcat adânc, adânc în sufletul meu pe mine. M-a mișcat atât de adânc pentru că este așa de simplu. Și am văzut că întotdeauna lucrările lui Dumnezeu sunt simple, sunt transparente. Dacă un copil nu înțelege Evanghelia, aceea nu este Evanghelie. Un copil trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Ei veneau la Isus. Și Evanghelia este de așa natură încât un copil o înțelege. Dacă ea a fost complicată în așa fel încât un copil nu o mai înțelege, sau un tânăr, se întâmplă ceea ce a scris Pavel Apostolul când a zis mă tem să nu vă ispitească satana sau șarpele cum a ispitit pe Eva care a complicat Evanghelia. Evanghelia era da și nu acolo, simplu. De la da și nu, de la viață și moarte s-a ajuns foarte departe. Astăzi avem o temă cu un titlu simplu, pe care nu o să-l uităm noi pe drumul nostru. Se numește Un bănuț, Doi bănuți. Și înainte să începem, aș vrea să vă întreb care credeți că este situația din scripturi în care vom învăța noi de un bănuț. Și apoi cealaltă întrebare. Care credeți că este aceasta? Zice, stare. Cum? Nu i-a dat doi. Urmează doi bănuți. Dar e vorba de un bănuț. A pierdut banul prin casă, dar asta nu-i pierdut. E regăsit. Este vorba de omul care a dat cel din urmă bănuț. A mai avut un singur bănuț, a trebuit să-l dea și pe ăsta. Nu vei ieși de acolo până nu vei da ultimul bănuț mai aveam decât unul, l-a dat și pe acela. Partea a doua, cred că nu are sens să întreb despre cine e vorba cu doi bănuți, că acolo toată lumea știe. Și mă bucur că știm, mă bucur foarte mult. Aș dori să urmărim cuvântul lui Dumnezeu, care nu este o poveste sau o parabolă, ci este un instrument prin care ne deschide de nouă ochii. Noi suntem la o bifurcație în care vom alege să plătim un bănuț, ultimul bănuț, sau să depunem doi bănuți. Aici se bifurcă drumul. Și un om a ales să meargă pe un drum în care a trebuit să plătească ultimul bănuț, iar altcineva a ales un drum pe care a plătit cei doi bănuți în alte, cu totul alte condiții. Deci, aceasta este tema de astăzi și vreau să discut centrul ei și înțelesul ei acum, când suntem foarte treji, ca unii dintre noi o să obosim pe traseu. N-aș vrea să pierd pe nimeni, dacă e posibil. Dar uneori mă pierd și eu, unii nu știu de unde am plecat și unde vin. Astfel că, prin harul lui Dumnezeu, vom merge la cuvântul său care ne spune nou ceea ce am învățat azi dimineață în deschidere. A fost o mică introducere azi dimineață. Numărul 1. Dumnezeu pune relațiile între tine și aproapele tău și apoi între tine și Dumnezeu, le pune deasupra oricăror altor lucruri. Indiferent ce slujbă faci, ce cantități de slujbă, ce evanghelizări în lumea întreagă, indiferent ce câștigi economic, lumea întreagă să fie a ta, cuvântul lui Dumnezeu spune că numărul unu este în ce relații te găsești cu aproapele tău. Prima întrebare a judecății lui Dumnezeu prin conștiința ta, aceasta va fi cu privire la aproapele tău. Bine, dar eu am adus un dar substanțial, uite, să salvăm bugetul bisericii din situația rușinoasă de a nu avea să plătim curentul și așa mai departe. Eu am adus un dar mare aici, spune cineva și Duhul Sfânt îi șoptește la ureche, păstrează-l lui Dumnezeu, nu darul acesta îi trebuie. Pe Dumnezeu îi interesează prima dată de ce suferă cineva acolo din mâna ta, din cuvintele tale de ce ai omorât cu vorba pe omul acela sau pe doamna aceea, pe copilul acela? Acest lucru îl interesează pe Dumnezeu. Doamne, dar vreau să o dau la colectă. Nu, noi colectăm altceva, spune Domnul. Noi colectăm pacea între oameni, bunăvoința despre care a cântat îngerii când, la venirea lui Isus. Aceasta e colecta pe care o face Duhul Sfânt. Celelalte colecte le faceți pentru voi. Voi plătiți casa, curentul, ce se întâmplă acolo. Lucrul acesta este așa de însemnat încât Domnul Hristos a spus, nu, lasă dar acolo. Du-te întâi, vezi că ai ceva cu cineva. Vezi că nu poți să înghiți pe cineva, vezi că nu te poate înghiți cineva, vezi că ești într-o situație de felul acesta. Vezi că e o problemă nerezolvată de 95 de ani. E un cancer care nu stă degeaba acolo. Și cu cât dai șansă răului, el cu atât se dezvoltă. Du-te întâi, a spus Domnul Hristos, și fă treaba aceasta. Apoi toate celelalte, slujba noastră în biserică, vor fi primite, dar numai după lucrul acesta. Dacă acesta nu se întâmplă, nu se întâmplă. lucrul nu are niciun fel de importanță. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Cine este părâșul meu? S-ar spune că diavolul, el este părâșul fraților, dar diavolul nu, nu a văzut nimeni pe diavolul să-l Dar a trăit părerea aceasta. A fost pârât, a fost acuzat de propria lui conștiință. Conștiința lui Dumnezeu este martorul lui în ființa ta. Și scrie scriptura cugetul acesta, conștiința fie se îmbinovățește, se acuză, fie se, se, de, se disculpă într-o situație sau alta, abimele că îi spune lui Dumnezeu, Doamne, am lucrat cu mâini curate, conștiința mea nu mă mustră, spune eu, pentru ceva de felul acesta și Domnul îi confirmă, așa este dar eu te-am făcut să lucrezi cu conștiință curată, dacă nu eram eu lucrai cu o conștiință murdară. De aceea iubis frați, pârșul cu care suntem noi chemați să ne împăcăm este conștiința noastră, prin care operează Duhul lui Dumnezeu. Nu vorbi de rău pe altul, spune în proverbe, că știe. Adică nu te supăra că te-a vorbit altul de rău, pentru că știe conștiința ta de câte ori și tu ai vorbit pe altul de rău. Conștiința imediat, imediat te alarmează. Știi ceva, lasă să-i supere altul, nu tu, care știi bine că și tu, la rândul tău, ai făcut acest lucru. Ba, așa cum vom descoperi răspunsul nostru la răul suferit a fost un rău cu mult mai mare decât acela pe care l-am suferit. O să vedem pe parcurs lucrul acesta. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo dacă refuzi împăcarea cu conștiința ta, care înseamnă împăcarea ta cu Dumnezeu, dacă refuzi lucrul acesta și care se reflectă în împăcarea ta cu aproapele tău, dacă refuz lucrul acesta, scrie scriptura, vei ajunge într-un fel de închisoare a Spiritului, despre care vorbește Petru simbolic acolo, din care n-ai să ieși până când nu vei plăti, așa cum scrie în versetul 26, Matei 5, nu vei ieși de acolo până când nu vei plăti ultimul bănuț. Catastrofal. Ultimul bănuț e viața. Și mai ultimul bănuț este mântuirea ta. Ultimul bănuț, n-a mai rămas nimic. După acest bănuț, nu mai este nimic. Și când te gândești că o astfel de situație era așa de ușor de prevenit, în timp ce erai pe drum, prin câteva cuvinte simple, printr-un gest, printr-o situație care o pregătea Dumnezeu, s-ar fi putut rezolva printr-un simplu zâmbet, printr-un simplu cuvânt, printr-o simplă rugăciune. Nu era nevoie să ajungem acolo în acea închisoare a duhurilor din care nu vei ieși până nu vei plăti ultimul bănuț, adică sufletul tău. Acum, situația aceasta care pare atât de dramatică și unor nedreaptă, pentru că e just așa ceva, pentru că unul a avut nu știu ce să plătească chiar ultimul bănuț, nu, 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 nu Dumnezeu a hotărât aceasta, ci eu, omul, Căreia mi s-a dat posibilitatea să trăiesc în pace cu toți oamenii, așa cum este scris în Scriptură, și am refuzat acest lucru pentru că am avut în mine valori sau lucruri la care am ținut mai mult decât la Dumnezeu și la mai, mai mult decât la viața mea. Nici o minte nu gândește așa. Nu, nici o minte. Nu e cineva aici care spune, Domne, eu știu de Dumnezeu și de credința, dar, dar în ce privește ura, eu nu mă voi lăsa până când... Nu ar... Nu zice nimeni așa ceva. Dar așa ceva se întâmplă în viața noastră. Știți parabola aceea cu broasca și cu scorpionul? Scorpionul roagă broasca să-l traverseze și pe el peste gârlă. Broasca e dusă la școală și a spune, nu te iau eu pe tine în spate, că eu știu ce faci. Tu pe cine ai înțepat a murit pe loc, așa că ai să mă înțepi la jumatea drumului și o să mor. Și scorpionul spune pe cuvânt de scorpion, dacă fac așa ceva, nu se poate chestia asta, păi da' n-ai încredere în mine, ce adică sunt nebun la cap, eu nu știu că dacă te înțepe tine mor și eu, ce eu nu știu treaba asta. Și părea logic cu alte cuvinte și l-a luat în spate și la jumatea apei a, -a înțepat-o, și au murit amândoi, și ea a întrebat: De ce ai făcut asta? N-ai știut că mori. Și el a, put a spus: N-am putut. Om, omul are rațiune, gândește, nu este rațional. Nu e logic să înțepi broasca la a drumului să mori împreună cu ea. Nu e logic, nu e rațional. Dar patima din om crește și ajunge acolo încât un om nu mai funcționează după rațiunea lui, care știe cum ar trebui să fie ci funcționează după patima lui și patima lui grozavă era de a înțăpa de moarte ființele din jurul lui. Însă el nu-și dă seama că în momentul în care înțeapă broasca aceasta, pe sine se înțeapă. Acolo e sfârșitul lui, de el nu înțelege. Ura este oarbă, Ea se omoară pe sine, omoară copiii ei, distruge familie, distruge tot. Ura nu cunoaște limite când a ajuns să crească la acest nivel. Acum, dacă ne întreabă pe noi cineva de ce a murit broasca aceea, să nu răspundeți din cauză că a fost înțepată de scorpion. Să nu spuneți treaba asta, că dacă spuneți treaba asta, o să o pățiți. O pățim toți, la fel. Răspundeți altfel. Răspundeți așa. Broasca a murit datorită credinței ei ușuratice și superficiale. A crezut în cuvintele lui datorită faptului că a crezut în cuvintele lui, la jumătatea apei a plătit cu viața. Există o credință care duce la viață și există una care duce la moarte. E o distinție clară pe care o face Duhul Sfânt aici. Iubiții mei, suntem adesea confruntați cu situații de acestea în care nu știm încotro să apucăm, care par a fi bune, multe că îi par bune și la urmă se văd că duc la moarte. A părut bine, nu? Așa a părut. Ea a crezut că scorpionul și-a venit în minți. Pe păi dacă își venea minți, nu mai era scorpion. Când zici scorpion, e unul care nu și-a venit în minți. Tot la fel a pățit vulpea, știți, că ea, ea a trecut pe drum și un șarpe a rugat-o să-i dea piatra la parte, că a căzut peste el era în închisoarea păcatului el acolo. Și vulpea, cum i s-a făcut milă, nu are milă de găini, dar a avut milă de un șarpe și atunci a dat piatra la o parte și i-a spus, zice, nu dau piatra la parte că tu mă înfășori de găi și mă asfixiezi, eu știu ce faci. Și, vai, poți să crezi așa ceva, aș putea fi așa de nerecunoscător, de ingrat, se poate așa ceva. Într-un tribunal apare un pedofil, și judecătorul îi spune la un moment dat, minți, la care el este ofensat, onorată instanță, un om ca mine ar putea să mintă. Pe cum adică ai fost în stare să, să comiți așa crime asupra, și acum chipurile n-ai putea să minți. Șarpele spune, eu sunt șarpe, dar aș putea să fiu așa de ingrat. Și vulpea este strangulată de șarpe, nu pe baza faptului că șarpele strangulează victimele, ci pe baza faptului că a crezut ceea ce i s-a spus. A fost eliberată providențial, dar nu știu dacă a doua oară a mai făcut treaba aceasta și dacă a mai trecut cineva pe drumul acela, mă tem că nu, dacă iarăși a mers pe drumul acela. De aceea ne învață cuvântul lui Dumnezeu, ia seama, nu intra pe un drum unde va trebui să plătești ultimul bănuț. Nu vei ieși de acolo altfel, decât complet desfințat. Și lucrul acesta nu se întâmplă atunci când un om meditează, va ce am ajuns, în ce am intrat, uite în ce situație. Nu. No, el se întâmplă mult mai devreme, când un om este înștiințat de Duhul Sfânt asupra primejdiei pe care o presupune intrarea pe drumul ăsta intrarea în relația aceasta, acceptarea acestei propuneri. În clipa aceea Duhului Dumnezeu lucrează pentru acela care are dorința și sufletul deschis cu adevărat față de Dumnezeu, vorbește Doamne, Tu și robul Tău te ascultă. Altfel, firește vorbind, Samuel zice, ăsta este. Wow, ce asta este, este un general din ăsta, nemaipomenit, la care Domnul îi spune, nu, Dumnezeu nu are aceleași criterii. Next one, următorul și următorul și următorul, ăsta e sigur, nu este. Și a venit unul care nu avea acele pedigree, dar a avut unul singur acela despre care Dumnezeu a zis, el este. Așa suntem noi în fața diverselor alegeri firește, ne vom îndrepta întotdeauna spre o soluție aparent corespunzătoare Celor mai bune criterii. Extraordinar. Dar Dumnezeu, care vede departe, foarte departe, știe că va veni o zi în care acest copil cu păr bălai și cu față frumoasă, un copil, se va lupta cu un monstru groaznic și monstrul acesta recunoaște în el un copil cu păr bălai și față frumoasă și el vede treaba aceasta dar nu crede că este vorba de o luptă egală, crede că e o problemă extrem de simplu de rezolvat, crede că oamenii sunt complet nebuni, crede că au rămas fără niciun fel de resurse dacă au ajuns să trimită, să trimită copii în război. Deci s-a ajuns la capăt. Ultimii războinici al lui Hitler au fost copii în armas, cu mitraliere, în... au fost capturați de, de americani. Iubiții mei, Dumnezeu știa acest moment când David va sta în fața lui Goliat și pe baza aceasta a spus, acesta este omul. El nu are în vedere doar clipa aceasta, ci proiecția unde duce drumul acesta, are în vedere. O situație din viața ta sa mea în care. Noi nu vom putea ieși altfel decât dacă ascultăm astăzi de ceea ce chiar nu înțeleg. Cum? De ce să-l iei pe, pe acesta care e un copil, cioban, păstor? De ce să-l iei pe ăsta și să nu-l iei pe ăsta care dacă ar fi îmbrăcat în armură și coiv și plată, Îți dai seama ce prezență în fața armatelor. Ce să pui copilul ăsta, frate? Ce să facă acest copil? Dar așa cum i-a spus Dumnezeu lui Samuel, Domnul se uită la ce nu te uiți tu el se uită la altceva. E un moment în care răul poate fi prevenit și nu va fi nevoie niciodată să ajungă cineva în situația să dea chiar cel din urmă bănuț, adică chiar viața lui. Este, este o situație a prevenire. În săptămâna trecută, pe cât a fost pe, pe 12 mai, pe 12 mai, pe 95, merge un trac, un semetrac din acesta mare și acolo conduce șoferul și mai sunt doi pasageri care însă n-au terminat conversația din parcare de la Pecu, continuă această conversație. Conversația cre crește temperatura conversației, crește frecvența cuvintelor, crește o trava din ele și lucrul acesta degenerează când conducătorul auto al unui uriaș trac încărcat cu aceste materiale și cu doi oameni, vede negru în fața ochilor, părăsește volanul și lovește pe unul dintre cei din cabină. Celălalt din cabină spune asta, e cu totul nedrept și îl lovește pe șofer și tracul se prăbușește într-o prăpastie. Acum au supraviețuit, sunt arestați, vor fi în închisoare. Lucrul acesta era un lucru simplu, ăștia vreau să meargă la wc el nu vrea să oprească, pentru că el alergă, nebunește să ajungă acolo. Se putea rezolva cu o simplă parcare de 5 minute într-o gas station și asta era tot. Ca de aici, de la o simplă parcare de trei minute să se ajungă la catastrofa aceasta din care ei vor plăti toată viața marfa care a fost distrusă acolo, e un drum lung. A fost un moment în care Dumnezeu a dorit să previne și se putea preveni acest lucru. Dar ei nu cred cuvântul că dacă nu, nu primești oferta aceasta lui Dumnezeu, vei ajunge să plătești ultimul bănuț, plătești ce nu ai. Așa au, au pierit uh, oamenii aceștia. Nu vei ieși de acolo până când nu vei plăti ultimul bănuț. Iubiții mei, sunt simțăminte în sufletul nostru care adesea scapă judecății și atenției noastre. Noi nu ne întrebăm ca David despre ce te gândești suflete în momentul acesta. De ce gemi în meu și de ce, la ce te gândești? Întoarce-te la Dumnezeu, privește la Dumnezeu și îl vei lăuda, îl vei proslăvi din nou. Rare ori ne oprim la lucrul acesta. Și de cele mai multe ori nu vrem să intrăm în dialog cu niciun om, pentru că suntem hotărâți să rămânem în starea noastră de ură și nu intrăm nici cu Dumnezeu în dialog. În cazul nostru, e bine să te superi. Știi că supărarea duce numai la rău. E bine fac că mă mâni și mă mâni până la moarte. Nu se poate negocia cu el. Pentru el mânia este Dumnezeul lui, este așa de convins care are dreptate. Chiar dacă Dumnezeu i-ar spune că nu e corect ce face, el l-ar sfida și pe Dumnezeu trece dincolo și bine fac. Tu zici că nu, eu zic că este bine să sperăm că s-a sfârșit prin pocăință. Nu scrie lucrul acesta. Dar este în ființa noastră această rezistență împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ne întâmpină din momentul în care se naște gândul în mintea noastră. M-a întrebat pe Cain, ce cu fața asta la tine? De ce gândești lucrurile acestea? El zice că știe de ce gândește așa ceva și că are motivul lui și că e îndreptățit pentru lucrul acesta, dar Domnul îl întreabă, știe unde duce drumul ăsta. Nu mă interesează unde duce, poate să ducă la moarte, nu, nu, mă interesează unde duce. Păi aici duce, în final. Și la fel a fost cazul unui tânăr care a graduat acum o săptămână, două, care ura pe mama lui adoptivă, o femeie care s-a căsătorit cu lui, a decedat mama lor de mult, o ura pe această femeie, cum scrie în Biblie, cu o ură veșnică. O ură care nu va intra niciodată măcar în dialog cu cineva, un om care e hotărât să rămână în ura lui până la capăt, până la moarte, bine facă mămânii până la moarte. Deci știi că te duce la moarte treaba asta, doar ai ales moartea deasupra, ai ales ura deasupra morții. Și tânărul acesta acumulează în sufletul lui ură împotriva mamei lui adoptive, care l-a crescut. Și în ziua când graduează de la școală, când toată lumea e cu flori și toată lumea vine în apropiere, a venit și această mamă iubită și iubitoare, a deschis brațele să-l îmbrățeșeze, să-l felicite, a scos pistolul și a tras drept în piept. A căzut acolo împușcată de el în timp ce ea căuta să-l îmbrățișeze. Are o profundă semnificație lucrul acesta, dar aplicat la viața noastră, orice lucru care se întâmplă în ființa noastră nu este fără urmări, orice gând lucrează și este o sămânță care este cultivată în ființa noastră și care sfârșește prin a aduce roade. Acum însă aș vrea să ne uităm o clipă la un alt aspect, la cei doi bănuți. Acum, amândoi au plecat de acolo pe zero, zero total. Dar femeia aceasta, spune Mântuitorul, s-a apropiat și a dat ultimii doi bănuți. El a dat ultimul bănuț, ia ultimii, de aceea se numește un bănuț, doi bănuți. Ea a dat ultimii doi bănuți. Și nu are nimeni dreptul să o judece, vai, ce sistem era, preoții mâncau așa, trăiau așa din banii văduvelor și așa. Are cine să judece Dumnezeu. Ea, la rândul ei, tot ce a făcut, a făcut pentru Dumnezeu. Probabil că s-a gândit ce mai rămâne să mai trăiesc, din ce o să mai trăiesc. Și atunci ea a zis, zice, prefer siguranței zilei de mâine, prefer bucuria dăruirii către Dumnezeu a tot ce am și tot ce mi-a rămas să trăiesc. Aceste cuvinte le-a declarat despre ea Mântuitorul nostru Hristos Isus. Femeia aceasta a dat mai mult decât toți la un loc, datorită faptului că ea s-a dăruit literalmente pe sine, a dat tot ce a avut. Acum, dacă tot o să dăm fie un bănuț, ultimul bănuț, nu scapă nimeni nici de aici, nici de oriunde am fi, când plecăm de pe pământ, ultimul bănuț este dat. Pavel spune, n-am adus nimic cu noi și nici nu luăm nimic cu noi. Lăsăm în urmă, ca Daniel, lucrarea vieții noastre și te vei iară și iarăși în partea ta de moștenire. Așa scrie. Dar dacă tot plecăm uh, penniless, fără niciun ban, dacă tot a dat ultimul bănuț, dacă tot a dat uh, cei doi bănuți până la capăt au plecat fără absolut nimic. De ce să nu-l dau lui Dumnezeu? De ce să nu-mi exprim dragostea de Dumnezeu dacă tot e vorba să rămân penniless? Și mă bucur că sunt așa de ușor în prevința aceasta, dar de ce să nu fac lucrul acesta către Dumnezeu? Sub cuvintele Domnului Iisus Hristos, ea a dat mai mult decât toți, a dat tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Un ultim lucru asupra căruia aș dori să ne oprim în acest context. Nu te lăsa biruit de rău. Să vezi de ce. Pentru că a te lăsa biruit de rău nu este o problemă private, cum zicem noi, este ceva personal. Niciodată. Un om care lasă, se lasă biruit de rău va face rele. Pentru asta este el biruit de rău și asta devine și el va face rele. Nimeni se înșală, omul se înșală din nu, e pentru mine, eu nu mai sufăr, eu în dreptul meu, n-am zis de nimeni. Nu-ți dai seama când și cum răul din tine și din mine care n-a fost biruit, la facerele. Și dacă mergem aici împreună și citim în Cartea Esterei, vom constata că într-o zi, Bictan și Tereș, cei mai de încredere oameni ai Împăratului, au devenit asasinii Împăratului prin faptul că s-au lăsat biruiți de o supărare. S-au lăsat biruiți de o supărare. Nu e nimeni care nu se supără dar de la a te supăra până la a te lăsa biruit de această supărare, cucerit, copleșit, luat în stăpânire de această supărare, e drum lung. Când se întâmplă așa ceva, urmează imediat lucruri despre care, dacă cineva ne-ar spune, uite, ai să faci lucrul ăsta, noi am răspunde, robotul, o nu e câinele acesta să fac eu așa ceva, nimeni nu trece prin minte, nu m-am gândit niciodată, nu-ți nu dai seama. Nu te lăsa biruit de rău, ei s-au lăsat biruiți de o supărare și au ridicat mâna împotriva împăratului, erau păzitorii pragului, adică erau oamenii numărul unu de încredere ai împăratului și oamenii aceștia au fost corupți și complet distruși prin faptul că s-au lăsat biruiți de o supărare. Nu e toată lumea se luptă cu așa ceva, dar ce facem cu ea? Fie lăsăm supărarea aceasta să ne biruiască și să ne, să ne infecteze întreaga ființă, fie luăm supărarea noastră, care este reală, și o aducem înaintea Domnului nostru Isus Hristos. Uite ce mi se întâmplă în suflet. Uite, am o situație pe care nu o pot depăși. Uite cu ce mă chinui, uite ce se întâmplă cu mine. Și atunci, în loc să plătești ultimul bănuț, vei aduce acești doi bănuți care vor rămâne pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Niciodată n-ar trebui să uităm de unde venim și cine suntem. Dar niciodată. De obicei se întâmplă că după un timp avem impresia că venim de pe o altă planetă. Nu, nimeni nu vine de pe o altă planetă. Toată lumea vine din păcatele și fără de legile în care ne-a găsit Dumnezeu și de unde ne-a luat Dumnezeu. Nu vine nimeni din altă parte. Atunci, marea întrebare care se ridică este cum voi trata pe aproapele meu când sunt conștient de unde vin. Când sunt conștient ce înseamnă recordul meu. Vine o zi în care tânărul Marcu, speriat, părăsește pe Pavel și pe Banaba, de frică, nu mai are curaj să mai intre în orașul ăsta, i-a cu pietre, i-au latărit pe Pavel mort de acolo. Doamne, ce să fac un băiat? Să, vadă un băiat așa ceva, păi ce, asta e lucrare misionară, asta e lucrare de Dumnezeu, astea scrime, crime, astea sunt lucruri grozave. Și ea uh, uh, părăsit, eu mă duc acasă, mă duc la mama, a zis el. Bine, s-a dus la mama. Acum Barnaba spune, a trecut cu treaba cu mama, cu suferința care a fost acolo, ne pregătim de o altă călătorie misionară, să chemăm pe Marcu, să vină și nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, spune Pavel. Niciodată. Pentru mine, odată să facă unul ceva, și din clipa aia l-am șters de pe listă. Și el spune clar, nu, no, nu are ce căuta aici. Nu e apostol, nu e creștin, nu e frate, n-am învățat nimic să-și vadă de viața lui. Barnaba, care îl dusese pe Pavel și îl recomandase la alți oameni, are alt gând. Dar acum stăm de vorbă puțin cu Pavel. Deci, îl îndepărtez pe băiatul acesta pentru că a avut un moment de ezitare. Așa este. S-a împiedicat, a căzut, s-a murdărit. Dar tu care ai omorât oameni, tu care ai lăsat în urmă o dâră de sânge ca aceasta, încât omul acela spune că sufla moartea împotriva bisericii oriunde mergea în numele lui, când tu însuți ai declarat metodele perverse prin care ai pus cuvinte în gura oamenilor, ai făcut să vorbească ce nu au vorbit, ce nu era cuvântul lor, îi făceam să hulească, ia zi așa, o, oh, gata, a hulit, l-a ducea acolo unde era, condamnat la moarte. Tu care ai fost prezent și ai ridicat mâna, ai votat pentru moartea lui Ștefan, tu care ai un astfel de trecut, acum Bați și condamne acest băiat care la începutul drumului vieții lui de credință și de misiune și de lucrare. Atunci când uiți de unde vii, și când ai impresia, cum spune un, un trib, că uh, nația lor a început uh, cu părinții lor coborând pe o coardă de viță, așa au explicat ei, geneza lor, atunci când tu crezi că te-ai născut așa, când uiți de unde vii, când uiți cine ești, când uiți ce este în suflet, imediat condam pe acest tânăr. Pavel se pocăiește și își dă seama că, în, prin contrast cu ce a făcut el, ceea ce a făcut Marcu e puțin, e nimic. Și spune, adun pe Marcu, adul pe Marcu aici îmi este de folos pentru slujba. Noi n-am fi avut Evanghelia după Marcu, cea din tâi Evanghelie scrisă este Marcu. Celelalte sunt derivate din Marcu. Marcu este cel care la prima mână a fost cu Petru și de acolo provine Evanghelia. Iubiții mei, ajută enorm și Dumnezeu să ne ajute să nu uităm niciodată din ce loc am fost mulți și de unde am fost ciopliți și care a fost drumul pe care ne-a condus Dumnezeu până aici. Aș dori să închei spunând aceste cuvinte pe care le găsim aici scrise. Nu viața este ultimul bănuț pe care îl plătim, ci mântuirea. Și Moise nu este inconștient când așează pe masă prețul acesta. Și el nu așează prețul acesta, șterge-mă din cartea vieții. Dacă, dacă, nu se poate. El nu așează prețul ăsta într-un moment de depresie sau de disperare, ci într-un moment de conștiință spunând așa, dacă ei au căzut în felul ăsta, căderea este a mea. Sunt cel din tâi căzut între frații mei, șterge-mă din cartea vieții. Nu că nu iubesc pe Dumnezeu, dar niciodată n-aș putea să mă detașez sau să mă separ de căderea poporului meu. După care a spus, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica din mijlocul vostru un proroc a mine, de el să ascultați. Așa te rugăm, Tată, să ne ajuți ca pe drumul vieții noastre să ascultăm de prorocul, să ascultăm de cuvântul pe care ni l-ai dat și să ne păzești vreodată să intrăm pe drumul pe care vom plăti ultimul bănuț. Să ne ajuți întotdeauna, Doamne, să investim viața noastră acolo unde să putem depune în fața Lui Dumnezeu tot ce suntem. Ne închinăm înaintea Ta și Te rugăm ca în mari primejdii ale vieții să ne luminezi mintea și să ne aduci aminte de unde ne-ai smuls și ne-ai luat și să ne ajuți să tratăm pe aproapele nostru cu același har cu care am fost tratați. Ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm în veci. Amin.